O femeie de 72 de ani a venit azi la Campus TV pentru a reclama că recent a descoperit, grație unei funcționare, că în scriptele primăriei Bălăceanu, unde bătrâna locuiește de viață, ar figura ca fiind decedată din 2009. M-am dus la sfatul popular și am plătit și eu pământul și mi-a spus o doamnă de acolo că, Matale, ești moartă, bre, cine te-a dat M-am închinat și de acolo zic, e că doamnă și mie acolo, să vedem și eu care-i treaba. Unii morți, unii de ce unii? Eu am înghiat la patru ani de zile să poate una ca asta. A căutat actilele nu le-a găsit, că nu știam nici anul. Pe urmă că tata da, bre, așa este. Care bre că te a te-a dat. Uite, bre, ești moartă aici. Da, -o poate. nu, nu vine a crede. Nu i vine lui doamna a crede. În România, certificatul de deces se eliberează fie de către medicul care constată decesul, fie de către judecător în cazul dispariției persoanei respective. Declararea decesului unei persoane se face în două mari modalități. Modalitatea clasică, în care avem cadavru persoane și certificatul constatator al decesului eliberat de medicul care a constatat decesul. Și atunci orice persoană interesată în baza Acestui certificat constatator al decesului merge la starea civilă de la locul decesului și declară moartea persoanei, sau a doua ipoteză, în cazul persoanei dispărute, dacă a trecut o anumită perioadă de timp de la data dispariției sale și nu mai există niciun fel de informații sau indicii despre faptul că aceasta s-ar mai afla sau nu în viață. În speța de față însă n-a fost vorba nici de deces, nici de dispariție. Bătrâna bănuie pe una dintre fiicele sale, interesată cu un complice să pună mâna pe un teren de 1800 de metri pătrați din extravilanul Comunii Bălăceanu. Deși certificatul de deces n-a fost găsit sau nici măcar nu există, într-un document oficial al judecătorului Râmnicu Sărat, mai exact într-un proces ce viza o parcelă de 0,5 hectare din acest teren, bătrâna este numită defunctul Stoica Nicoară, ca și cum aceasta figura ca decedată. Dacă persoana totuși declarată moartă se dovedește că este în viață, poate cere oricând anularea acelei hotărâri declarative de moarte și implicit actului de deces și atunci ea este în ghilimele reactivată din punct de vedere social, dacă doriți, și atunci aș redobândește capacitatea de exercițiu. În urma prezentării acestui caz, Direcția de Evidență a Populației Buzău a căutat azi în baza de date, unde numita Nicoara Stoica nu figurează ca decedată. Rămâne ca în perioada viitoare, bătrâna să facă o cercetare amănunțită asupra proprietăților pe care le deține și să meargă în instanță în caz că va descoperi alte situații de genul celei de la judecătoria Râmnicu Sărat. Pe lângă pățania de față, bătrâna a explicat și de ce poartă numele unui bărbat, Nicoară Stoica. Așa i-a fost drag lui mama. Stoicuța. Îmi zice Stoicuța, dar ce să mai zic, a plecat săraci. Așa o chemă până și ca o soră de -a, lui mama, Stoica, și zicea Chița. Ne-a venit ordine să mă la armată, mă la asfalt. Uite, mă, stii, domnișoare, domne, uite, în codițele pe spa. <laughs>